Salut tuturor, eu sunt Gurmete și astăzi pregătim o supă de găluște fără gluten. Găluștele sunt făcute din fulgi de quinoa. Începem cu supa și pentru asta pun într-o cratiță două pulpe superioare de pui, dar voi puteți să puneți mai mult pui dacă doriți. Și legume. Eu am pus ceapă, păstârnac, dovlecel, morcov și doi căței de usturoi. Adăugați apă cât să acopere legumele și carnea. În cazul meu am folosit în jur de 2 litri de apă. Adăugați sare și piper boabe. Când se formează spuma de la carne, îndepărtați-o folosind o spumieră. Puneți capacul și lăsați să fiarbă până când carnea este fiartă. Pentru găluștele fără gluten avem nevoie de fulgi de quinoa, ouă, sare, curcuma și ceapă uscată. Ceapa uscată și curcuma sunt opționale. Cântărim ouăle folosindu-ne de un cântar. Ele au 123 de grame. Eu o să înrotunjez la 124 pentru că mi este mai ușor să împar la 2. Eu fac aici găluște din 2 ouă, dar dumneavoastră puteți să adăugați mai multe ouă, deci o să obțineți mai multe găluște. Apoi avem nevoie să punem jumătate din greutatea ouălor în fulgi de quinoa. În cazul meu, eu o să am nevoie de 62 de grame, deci 124 împărțit la 2. Adăugați sare și puțină curcuma. După cum am spus, curcuma este opțională. Eu o adaug pentru culoare, pentru că îmi plac găluștele să fie un pic mai galbene și, bineînțeles, pentru că curcuma este sănătoasă. La final, amestecați totul bine. Eu adaug și ceapă uscată, bineînțeles, ea este opțională, poate fi înlocuită cu puțină vegeta pudră. Asigurați-vă că găluștele au suficientă sare, pentru că găluștele nesărate nu prea sunt gustoase. Eu cred că am folosit un pic mai puțin decât o jumătate de linguriță de sare. Amestecați totul bine și puneți compoziția la frigider pentru 15 minute. Între timp, scoateți legumele și carnea din supă și, dacă este necesar, strecurați și supa. După ce ați ținut compoziția de găluște la frigider timp de 15 minute, luați din compoziție și formați găluște pe care le adăugați în supa caldă. Formați găluște cât de mari doriți, dar țineți cont că ele se vor umfla în supă. Eu am terminat de făcut găluștele, după cum se vede, ele se țin legate și nu se destramă în supă. Puneți capac și lăsați găluștele să fiarbă la foc mic spre mediu pentru 15-20 de minute. Mie mi-au ieșit 12 găluște. Pentru a face mai multe, folosiți mai multe ouă și jumătate din greutatea lor în fulgi de quinoa. Când serviți supa aceasta cu găluște fără gluten, puteți să adăugați și din morcovul fiert și din carnea fiertă. Și, bineînțeles, puteți să garnisiți cu pătrunjel proaspăt. Și iată, așa arată o gălușcă fără gluten făcută din fulgi de quinoa. Și așa este în interior. Bineînțeles că puteți să fierbeți găluștele și în supă de pui cumpărată de la magazin, ca în exemplu de aici. La aceste găluște eu nu am pus curcuma, deci sunt mai deschise la culoare. Sper să pregătiți și voi aceste găluște fără gluten din fulgi de quinoa. Indiferent cum le pregătiți, cu sau fără curcuma, eu vă doresc poftă bună! Dacă ți-a plăcut rețeta, dă-i un like și arată-o și prietenilor tăi, mai ales celor care nu pot mânca cu gluten. Până data viitoare, rămâne sănătoși! La revedere!